aveți o relație în ultima vreme, nu folosesc un adjectiv, dar aveți o relație altfel în politică pe cât am fost noi obișnuiți acum cu președintele Iohannis. Și înainte de a vă întreba mai pe larg de chestiunea asta, foarte multă lume speculează, scrie, adversari politici, colegi politici, că sunteți foarte prietenos cu domnul Iohannis pentru că așteptați această decizie. Care decizie? Cea în altei curți de casație. Deci, asta în primul rând este o prostie. Da, o știți că circulă, ați văzut-o, nu au zis prima dată de la mine. Da. Amândoi suntem în același oraș. Da. Care, culmea, este foarte mic și toată lumea știe ce face toată lumea. Primul este o prostie, în al doilea rând este o jignire adusă instanțelor. În al treilea rând este o minciună, pentru că eu n-am avut și nu o să am niciodată vreo discuție cu președintele Iohannis despre acest subiect. Vorbind de o relație între mine și președintele Iohannis la televizor, în momentul în care eu transmit mesaje publice pe care le vede absolut toată lumea, nu pot vorbi că am nu știu ce înțelegere. Am mai auzit o altă prostie, că, nu știu, creez avantaje, nu mai țin minte exact cum, că subjug interesele partidului lui Iohannis sau PNL-ului. Da, că îi oferiți un partid, vi s-a spus la un moment dat că sunteți premierul domnului Iohannis, că domnul Iohannis și-a găsit un premier foarte bun în persoana lui Liviu Dragnea. Domnul Strible, recunosc că nu sunt foarte mirat de aceste reacții. De asemenea, recunosc că sunt foarte bucuros că sunt mult mai puține decât mă așteptam. De ce sunt foarte bucuros? De asemenea, sunt foarte bucuros că ecoul în partid sau răspunsul din partid la acest tip de atitudine este foarte bun. Și nu numai în partid. Am fost la Țebea zilele trecute, duminică, și pentru prima dată mi-am adus și eu o contribuție, dacă nu determinantă, am schimbat regulile de acolo. Pentru prima dată acolo nu s-a mai ținut discursuri politice. Eu am refuzat să țin vreun discurs politic acolo și probabil că și cei care vreau să le mai țină din cauza asta nu le-am mai ținut și e foarte bine. Erați cel mai mare în grad, probabil, da. Nu știu. Da. N-am grade. Da, mă rog, nu stați că trăiți cu obsesia, mă, că toată lumea trăiește cu obsesia asta în funcție. Chiar nu sunt obsedat și mă știți de foarte mulți ani. Știți că nu mă feresc să vorbesc de orice și n-am nici teamă să vin la vreo emisiune sau să abordez orice subiect ar fi de delicat. Dacă o să-l întreb pe domnul Dușea, eu nu mai știu cu ce am rămas din armată, că știți că după ce termin armata, tot ministerul apărării, sunt capitan sau maior, dar în rezervă, mă rog. Nu e vorba de asta, dar am spus totuși, acolo e un pământ sacru. Adică dacă mergi la Avram Iancu, trebuie să mergi totuși să te reculegi, să încerci să te respiri aerul ăla de acolo. E totuși o zonă aparte. Să înțelegi totuși ce a făcut omul ăla pentru țara asta. Și că dacă România este astăzi așa cum este, este și datorită lui, adică România întreagă, România mare, să zicem, așa cum este astăzi. Și acolo am vorbit și cu oamenii. Nu m-am dus eu la ei, m-au chemat mulți oameni, mulți oameni, și care, printre altele, mi-au zis că acest tip de atitudine și această abordare este abordarea corectă. Pentru că nu toți, că nu puteți spune toți, dar majoritatea zdrobitoare a românilor s-au săturat de un război politic permanent. Ce a câștigat România din, hai să zicem, numai ultimii 10 ani? Nici înainte n-a fost așa o concordie națională. Ultimii 10 ani, cu un război politic și cu dispută politică dusă la extrem de foarte multe ori. Nu poți să construiești nimic când puterea înjură opoziția, când opoziția înjură puterea, când eu sunt preocupat nu de ce vreau să fac pentru oameni, sau ce vrea să facă guvernul pentru oameni, sau ce vrea să facă primarul de la mine din partid pentru oameni. Și sunt preocupat să văd cum pot eu să o atac pe doamna Alina Gorghiu sau cum să-i răspund și mai acid la vreo glumiță sau la vreo ironie sau la vreun atac. Da, nu mai vrea asta. Pare că ați omorât totuși și dezbaterea politică. Adică, nu înțeleg că... Nu, eu am spus altceva. Nu vă mai înjurați, dar dezbaterea în sine nu e adevărat, este cheia politice. Păi nu, poate acum sunt puțin debusolați. Dar putem ajunge de la luptă extremă cu pietre și înjurături la dialog politic. Putem dezbate, putem avea dispute politice, dar măcar în jurul unor teme mari, putem avea consens. Și vă spun de ce. Codul fiscal. De ce a fost, în opinia mea, obligatoriu să avem consens? Pentru că această lege nu este o lege care trebuie să își producă efectele numai un an de zile. Să zicem, prin absurd, că din 2016 vine ei la putere. Ei, dacă n-ar fi participat la această discuție, la această construcție, poate s-ar fi considerat obligați
pe vechea procedură și pe vechea abordare, o schimbăm. Cum trebuie să schimbăm ceva? Cine avea de suferit? Avea de suferit investitorii și, în general, România. Vine legea salarizării în Parlament. Asta e o lege care trebuie să dureze în timp, că noi nu discutăm acum de urea și va fi o lege extrem de complicată și cu dezbatere și extrem de serioasă. Și la asta vreți consens și la salarizare? Este obligatoriu pentru că, repet, până la urmă, la un moment dat o să vină și la putere. Nu vreau să trec într-o chestie doctrinară, dar sunteți două partide diferite, nu puteți gândi la fel nici fiscul, nici salariile oamenilor. Și atunci, doar să gândiți că le dați mai mult, sigur, dar și atunci avem diferențe majore. Și atunci avem varianta. Nu e adevărat. O ierarhie a valorilor corectă în România nu cred că ține de stânga sau de dreapta. Eu cred că și stânga și noi trebuie să ne propunem să producem dezvoltare în România și s-a dovedit că guvernele Ponta au făcut asta, dar noi poate mai mult față de ei avem grijă față de oamenii săraci. Am înțeles punctul dumneavoastră de vedere, dar discutați. Nu, deci asta e ideea. Da. Într-un război permanent. Și nu câștigă nimeni. Poate dumneavoastră televiziune. Da. Ceea ce e foarte bine. Noi eram mulțumiți de ceea ce s-a întâmplat. Recunosc foarte cinstit că și dumneavoastră sunteți sincer și eu vă spun, eram mai mulțumiți de situația anterioară. Acum sunteți plicticoși.